Anul 2017 s-a dovedit a fi unul deosebit de bun pentru agricultură. S-au înregistrat producții record, iar însălaș producțiile de grâu, ors și orzoaică a fost net superior celei de anul trecut. Anunțul a fost făcut de directorul Direcției Agricole Sălaș, Valentin Duca, în cadrul unei conferințe de presă în care a prezentat principalele realizări la culturile agricole din anul 2017. Producții obținute în sălaș în 2017 la principalele culturi, deci la grâu în 2017 am avut 6214 hectare, obținut 3700 de kilograme pe hectar. Deci cu 500 de kilograme mai mult decât în 2016. La triticale suprafața a fost de 2530 de kilograme cu producție de 3640 cu 200 de kilograme mai mult decât în 2016. La ors 774 cu 3540, orzoaică 1295 cu 3290, rapiță 388 cu 2470. Deci la rapiță producția este ceva mai mică față de comparativ cu anul 2016. Până la nivel de țară, așa se spune că este un record anul 2017. La nivel național, anul 2017 este anul în care există recolte istorice pentru fermierii români. Producțiile de grâu, rapiță, mazăre și orz obținute în acest an sunt cele mai mari din istoria țării.